Păi ați văzut astăzi sondajele astea? Mâncava-și gura să vă mănânc, deontologilor. 86% din populația României nu reușește să pună niciun leu deoparte după ce s-a terminat luna. E, asta mă frământă mai mult decât să mă laud cu Sorina sau cu Simona Halep. Da? Ea a declarat absolut rușinos pentru noi, sigur venind din altă lume, ce-i pasă ei. A declarat la aeroport că îi pare bine că e din România. Bă, mie nu-mi pare bine. Nici că e ea din România și nici că sunt eu. Da? Mie mi-ar fi rușine să vin să spun o asemenea idioțenie când 86% dintre români la sfârșitul lunii nu mai au niciun ban. Adică trăiesc și muncesc în același timp pe muche de cuțit, pur și simplu muncesc ca să supraviețuiască. Bă, nu mi se pare normal. Da? Într-o țară de un asemenea, ajuns într-un asemenea hal de sărăcie. Și că până să aruncăm cu vorbele astea goale și care nu reprezintă nimic, da? Ești mândru că ești, da, ce puteai să fii din altă parte? Te-ai născut aici, te nășteai în Somalia, erai somalez. Da? Noi trăim de pe o zi pe alta, da? 86% din populația României nu reușește să mai pună niciun ban. Când s-a terminat luna, gata, ei sunt pe zero. Luna următoare încearcă să supraviețuiască din nou. Bă, astea mi se par mult mai importante decât una care câștigă 800 de mii de euro. Atenție, din banii noștri. Pentru că sportivii n-ar exista dacă n-am fi noi. Spectatorii, telespectatorii și, bineînțeles, mass media, care este ținută și ea tot de noi. Adică de cei care iubim sportul, cei care înțelegem sportul, cei care îl cultivăm. Că dacă nu televizează France Television Roland Garrosu, da? Domnii Halep, domnul și doamna, da? Dacă la anul France Television vine și spune nu mai avem buget, că populația Franței moare de foame și noi nu mai transmitem turneul de la Roland Garros, ciu-ciu, nu mai se câștigă niciun ban. Nu știu dacă o să mai fiți așa de mândri. Dacă Eurosportul zice nu mai televizăm nici noi, că e slabă competiția, sunt fete de nivel foarte slab, nu mai luați niciun bănuț. Deci lăsați-mă cu sutele astea de mii. Le câștigați pentru că la France Television se uită toată Franța, pentru că la Eurosport se uită toată Europa și pentru că noi plătim. Da? Plătim abonamentele, plătim biletele la Roland Garros, pe Philippe Chatrier sau pe Suzanne Lenglen sau pe terenul 17. De asta câștigați voi bani. Dar nu veniți să-mi spuneți că îi meritați. Nu îi meritați. E o conjunctură pentru că oamenii au un hobby. Da? Pentru că noi, care suntem mai deștepți decât voi, suntem interesați. Dacă ne-ar interesa altceva, voi v-ați apucat de altceva. Deci, atenție, sportivii depind de cei care îi aplaudă în tribună. Nu sunt ei așa de minunați. Că știu și eu români extraordinari care muncesc pe 200 de euro. Mai interesanți decât Simona Halep. Și mai frumoși, și mai deștepți, și mai politicoși, da? Și mai civilizați. Da? 200 de euro, 300 de euro, pe ei nu-i mediatizează nimeni. A făcut pentru România, nu-i nici asta. Și eu dacă mă duc în străinătate și vorbesc despre Albert Camus într-o conferință la nu știu ce aula unei universități, cum am făcut, de exemplu, vorbesc tot pentru România, dar nu mă plătește nimeni. Deci eu nu primesc nici măcar o felicitare, primesc un trandafir sau o insignă cu tipul Albert Camus. Sau altul, care se duce la matematică, la olimpiadă și câștigă în China. Pentru România câștigă teoretic, el e român. S-a născut în România, nu câștigă niciun ban. Sau îi se dă 1000 de euro când se întoarce. Ăla e mai prost decât Simona Halep? Nu. Și nici măcar nu-i mai puțin interesant. Deci, chestiunile astea nu-mi plac.